Mâine ne întâlnim Concordia Chiajna, o echipă modestă, după părerea mea. Vin și ei după două înfrângeri consecutive și dacă nu mă înșel, au în 7-8, ultimele 7-8 partide au avut o singură victorie, cea cu Steaua. Noi suntem conștienți de importanța acestui joc, jucăm pe teren propriu, trebuie să uităm de toate problemele care sunt la echipă. Cei care vom intra în teren, încercăm să dăm totul, să fim profesioniști până la capăt, să ne montăm 100%, să ne autodepășim și să reușim cele 3 puncte pentru că sunt foarte importante pentru noi. Ați refuzat să intrați în antrenamentul seara? Ne-am pus de comun acord, am avut o discuție și cu domnul profesor și am hotărât împreună să rămânem acasă. De ce? A fost alegerea noastră. Intrăm cu două zile în cantonament înaintea fiecărui meci și am considerat că ar fi mai bine să mergem acasă seară, găsim mai multă liniște alături de familie și asta nu cred că o să dăuneze împotriva noastră. Noi mergem în cantonament astăzi, suntem conștienți de importanța acestui meci și încercăm să dăm tot ce e mai bun din noi, să câștigăm meciul. Despre problemele financiare, la sfârșitul meciului la Constanța, doi dintre colegii tăi au avut aprecieri critice la adresa primarului echipei. Într-adevăr, sunt probleme financiare la echipă. Domnul primar ar trebui să țină și dânsul cont că și noi suntem oameni, avem familii, avem probleme și noi. Vin sărbătorile, ar trebui să țină cont și dânsul de această chestie și să fie alături de noi. Așa e română, toată lumea. Când e bine la echipă, toată lumea e lângă echipă. Acum, când e puțin mai greu, am rămas singuri. Și fără suporteri și fără autoritățile locale care au promis la un moment dat că găsim sprijin și înțelegere întotdeauna la dânsii. Însă, de data aceasta s-a dovedit că n-am găsit nici sprijin și nici înțelegere. Am rămas singuri cu domnul președinte, noi jucători în vestiar și domnul profesor. Noi totuși sperăm să vină lângă noi și să țină de cuvânt.